Buenos dias, amigos! Astăzi vom reacționa împreună din nou la TikTok-uri din minunata noastră Românie. Pus cât ai tensiune? Cât ai tensiune? Când mă întâlnesc cu tine, foarte mare. Da, aia mică, e mare și ea. Oh, you naughty! O să zic că știi că e 10 cu 5, cu 10 cu 6. Mai, ce să-i faci acum? Băi, ce drăguță este Andreea Esca, jur, mi se pare o ființă atât de, cum zice, când nu prezintă știrile, atât de fericită și ca o căprioară. Îmi place de Andreea Esca. Ia uitați-vă și voi, băieți, băiat frumos, toate alea, bine îmbrăcat. Toate alea. Ia uitați, sanarac pe el. Bluși, ce blugi ai, de square? Nu. Ba da. Ah, altceva? Dar are să moară mama cu pari ăștia. Ia vezi, mă. Ia vezi. Lamborghini, ești nebun? Și are că era, păi, 200.000 de euro. Ce ești nebun, de aia asta la fugă prin direct 200 la oră, ești nebun. Băi, dar jur că aveam și o pereche de asta când eram mic, dar cu Ferrari, băi, dar nu știu de unde, nu știu cum. Dar s-a amuzat în rău. Doamne, 400.000 de miliarde de euro. Toată lumea are, băi, papuși Lamborghini, ești nebun, sau Ferrari. Când ai copil, dar nu vrei să uiți de vremurile când spărgeai banii la păcănele. E în ultima vreme. Ia vezi, mă, dar ce are mână, mă, proteină sau ce acolo? A, și are aia de la șah, băi, regele, ești nebun, sau regina, nu știu. De aici e regele, aici e regina. Ia vezi, băi, așa o să fiu și eu la 50 de ani, ești nebun. Cu coroana pe cap, ia, vedeți, măi, ce piesă-i? Babi. Ce scrie acolo, mă? Proteine aia, a? Protein, da. Și regele, băi. Cum era așa, mă? Ce aveți, mă? Ia vedeți aici băieții noștri la școală. Frumos, bă, la școală se trage de fiare, bă. Cred că asta e clasă de aia, doar de băieți, bă, nu știu. Sau există doar clasă? Există, mă, știu că există clasă doar de băieți sau clasă doar de fete sau maximă fată în clasă, nu știu cum se nimerește. Sau să fii singurul băiat într-o clasă de fete, băi, băi, ăla da noroc, ești nebun la cap. Ia vezi pe boxerul meu. Adidas, dai Puma. Mercedes. Shakira. Ce urâtă fost asta. Ce urâtă fost asta. Băi, dacă vreți voi să reacționezi la ceva, nu mai scrieți în comentarii și mă voi uita printre ele și comentariul cu cele mai multe inimi. Vom reacționa la ideea dânsului. Dacă vreți așa să reacționezi la ceva ce ați vrea voi să reacționezi. Adică mă, Vettel, runda a treia. Fight! Repetă, nu? Vreau tot ruptă cu da? Hai să... Adică mă, Vettel. Ce-o zis asta, mă? Runda a treia. Vreau tot ruptă cu ei, da? Băieții, vreau tot ori plăcut, da? Vreau tot ori plăcut, da? Cred că e lălăit, e lălăit? Hai să dăm drumul. Și cum îmi... Cred că ăsta câștigă, îmi pun toți banii pe el. Dragul meu, ce să faci dacă îți place să lovești fundul fetelor pe stradă? Băi, ce frumoasă e femeia asta! Pușcărie. Curci la obiect! Ai fost plecat 4 luni în Anglia și gata, nu mai ești Mihăiță, ești Mike! Nu o să vă vină să credeți unde sunt! Oh my aici, god! La Careful! La Careful! Careful! Cristi, la Careful! Care locația voastră preferată? Careful is the best! Careful, bă, are campanie Cristi Hop cu Careful, ești nebun, băi, Cristi, băi, dar câți bani ți-or da, măi, spune-ne acum câți bani ți-or ăștia de la Careful să faci TikTok despre ei, hă? Sau poate lui Cristi chiar îi place să stea în parcare la Careful. Hei, băieți! Vreți să vedeți? Ăsta e ăla ce-o câștigat Red Battle-ul, mă, nu? Există magie? Iar ăsta, iar, da, cu magicianul, pleacă de aici! Vrei în da? Ce ați cumpărat? Am luat o cămașă. Nu ne mai da, e sigur că n-ai luat o apă plată? Ce să iei, mă? Cămașă. No. Oh my god. Satana, ajută-mă, Doamne, da? Dă putere că-ți... Dinu? Ce? No. Oh, s-a schimbat cămașa! Magie! Auzi, dar ce e acolo în mână? Pe ușă scrie femeie și că intru sunt WC-uri. Da, veche duma asta, veche. Da. Că primești prioritate în trafic la un șofer de BMW. Mersi frumos, ești un băiat delicat. Un băiat cu o carismă de invidiat. Da.
Despre tine e culoarea tricoului pe care îl porți tu acum. Alb. Asta înseamnă că ți-ar plăcea foarte tare ca un bărbat masiv să-ți maseze mușchii fesieri cu ulei de măsline. Îmi pare rău. Am tricoul negru, am scăpat. Nu mai face nimeni masaj la cur. Când Dumnezeu îi face gagică, mi-e mai multe zile frumoase decât îi fac eu. Băiatul ăsta, cred că a apărut în speed dating, în vlog de la zbâr. Tu ești îndrăgostit de gagica mea și nu știu eu. Ce se întâmplă dacă beau și vibes cu altcineva? Ce se întâmplă, oare? Ia să vedem. A zis doamna că dacă ne facem temene, ne lasă să-i punem mâna pe țâțe. Asta da motivare. Degeaba te dai șmecher dacă eu am venit cu 5 tovale și ne-ai bătut pe toți. Asta a fost amuzantă. Ia să vedem pe Bruce Lee, bim! Mamă, ești nebun, vărul meu, o rup tabla, bă! Dar și tabla aia să moară, băieții mei, băi, fratelo, încep! Cum să mai ai tablă cu cretă la școală, gen? Cine mai are tablă cu cretă la școală în 2009? Regele României! Ia uzi! Băiatul meu cu coroana, frumos, își bea cafeluța, băi, dar unde-i piesa de șah, bă, unde-i piesa de șah? Demonul de sub pat la 3 dimineața! Scățenuța! What? Pun poză la story și aștept reacții de la fete. Salut, deranjezi? Depinde de scopul mesajului. Spune și la obiect, îmi place cine. Nu mai ai dedus că mie mi-ar place bărbații. Ai bărbat, ok. Eu nu am dedus nimic. Am mers la risc. Știam că mă poți și înjura. Fac femeile, la revedere. Eu spus-o, la revedere. Al băiat, salut. Ești foarte simpatic, îmi fac femeile, scuze. Salut, ești un bărbat superb. După ce o scris asta, o ștept că mă ștept, gata. V-am văzut iară, a uitat că eu scris, salut, ești un bărbat superb. Când știi că te uiți prea mult la filme de ochiate. Băi, deci Cristi Popescu, jur, băi, are un umor prea fantastic. Cred că am spus cuvântul fantastic. Cine mai zice, mă, fantastic în 2021? Când minți în CV și treci prin magie de interviuri, prima zi de muncă. Nimic, nu înțeleg. Nu știu ce să... Aici te duci tu de unde sunt. Săbi, cuțite, cazmale, topoare. Și dacă ori odată pe ea cineva plânge. Aolo, locuiești în Dedeman. Ciobănești german? Nu, frate. Hau, de la ceau-ceau? Buldog de la francez? Nu, frate, e husky. Știu eu că e husky. Mușcă? Nu mușcă. Mușcă? Păi pare că mușcă, de unde știu că nu mușcă? Am băgat benzină, mă, topcoasă, și vin să stai flăci de la pizd. Oh my god. Alo, pronto, sunt contactul. Oh, jeez, bă, când era mic la colindat. Ia vezi și pe doamna la păcăneaua, frumos. Ia vezi, băi, aici ceas adevărat, băi. Nu Rolex-uri de-astea, băi. Aici ai valoarea, mă. Aici ai valoarea. Nu te supăra, mai stai aici. 2000, te aștept pe cineva. 2000. Mamă, frate, dar l-o spart ca lumea, băi, ești nebun. L-o spart pe băiat, bă. Mesaje de pe Tinder, partea 1. Dacă aș fi tractor, te-aș ara seară de seară. Un 2 din 10. Nu-i amuzat, nu-i nimic. Ce înalt ești? Îmi mai dai și mie câțiva centimetri. Și aleg eu unde să-i pun. A, veche, nu-i amuzant, da, îi dăm un 3. Dacă ai fi o floare, te-aș planta în continuu. 4. Ținând cont că avem același nume de familie, nu mai avem nevoie de nuntă, deci cu banii aia putem să facem dragoste în cele mai mișto locuri din lume. Un pic cringe. Hei, bună, știi ce zice o blască țestoasă? Ce? Nimic, țestoasele nu vorbesc, dar sigur ar vrea să ieșim să ne vedem. Mere asta, mere, merge. Când pune citat la soiul special pentru tine, dar tu nu știi engleză. Și bun, băi, frățiorii mei, că atât a fost și cu reacția asta. Ne vedem mâine la 5:30, gata, pe data, vă pup și vă iubesc, bye, bye.